Doamna Leona, bună ziua! Bună ziua! Așa. Doamna Leona, am venit cu o surpriză pentru dumneavoastră. Așa, am adus un mesaj de felicitare. Da, am adus un strop de culoare la aniversarea dumneavoastră. Și o să vă întreb de la cine e dumneavoastră că vine surpriza. Eu cred că la cina Natasha, că numai ei. De așa? Rusia. Și cu siguranță, da? Așa mă gândesc. Vă gândiți. Vă gândiți. Păi, soțul. Așa, nu vă țin în suspans, deci răspunsul este corect din partea finilor Marin și Natalia. Așa, avem această cutiuță cu flori, da? Trandafiri. Și torta, da? 45 de ani. Vreau frumos, mă ajutați. Așa, torta. O să fie comod. Așa. Și câteva cuvinte care sună în felul următor. Scumpa noastră nănășică, noi, finii Marin și Natalia, venim cu un mesaj de felicitare. Lasă-te cuprinsă de fericire și bucurie, iartă, zâmbește, exprimă-te, relaxează-te, respiră profund, iubește. Fie ca gândurile bune să-ți devină realitate, visele să-ți se materializeze, prietenii adevărați să fie mereu aproape. Un sincer și frumos la mulți ani! Mulțumim mult! Îi mulțumim din suflet! Nu m-am așteptat la așa surpriză frumoasă, plăcută și le doresc și lor multă, multă sănătate și tot binele din lume și să vii cât mai curând acasă să ne întâlnim sănătoși, pașe și numai bine! Și singur vă mulțumim pentru că faceți așa surpriză frumoasă, bucurați lumea și numai bine. Mulțumim frumos! Așa, doamna Leona, venim și noi cu sincer și frumos la mulți ani, da? Călduroase felicitări, da? Fie ca cei dragi mereu să vă reamintească că țin la dumneavoastră, da? Vă respectă și, evident, dumneavoastră să le dați, da? Atenția și dragostea de care au nevoie. Mulțumim, la mulți ani! Numai decât! Mulțumim!